Ne bucurăm că suntem la lecția a doua, în cursul nostru Romani, partea a doua. Dacă nu v-ați procurat cartea, vă rog frumos să faceți rost de această carte, pentru că este o carte care ne ajută și ne învață cum să trăim o viață neprihănită. În lecția de astăzi, lecția a doua, învățăm despre doctrinele fundamentale care sunt la baza credinței noastre. Această lecție ne va ajuta mai bine să înțelegem lecțiile care urmează. Vom face un tabel ca să putem urmări această lecție și desfășurarea ei. Se împarte în două întrebări, și anume ce învățăm despre decăderea omului și ce învățăm despre lucrarea lui Hristos. În lecția anterioară noi am avut privirea de ansamblu a cărții Romani și am văzut că subiectul principal este neprihănire și credință. Cum trăim și cum primim mântuirea? Prin credință, o neprihănire care se capătă prin credință. Cuvântul neprihănire este cuvântul cheie, de 66 de ori se repetă. În capitolele de la capitolul 1 și până la capitolul 11 vedem că învățăm despre doctrină. Iar în ziua de astăzi vom învăța două importante doctrine, și anume căderea omului, sigur, în păcat, și răscumpărarea lui sau lucrarea lui Hristos și ce a făcut Domnul Iisus Hristos, pentru că noi în lecția trecută, arătând nevoia mântuirii, calea mântuirii, viața celui mântuit, lucrarea celui mântuit, am văzut importanța și rolul în mântuire al Domnului nostru Iisus Hristos. Noi am avut în lecția noastră, așa cum este împărțit pe zile, să completăm lecția pas cu pas despre aceste două mari doctrini, da? Și astăzi nu vom face altceva decât să ne concentrăm și să înțelegem mai bine aceste două doctrine fundamentale. De ce e important să cunoști adevărurile acestea, ce înseamnă doctrină, învățătură despre? Vrem ca să avem o minte clară și să înțelegem nevoia aceasta disperată de mântuire, care nu poate fi rezolvată decât prin Domnul nostru Iisus Hristos și prin credință în El. Și să vorbim acum întâi despre căderea omului. În primul rând, să ne uităm la Psalmul 51, versetul 1. Să vedem ce-am învățat despre păcatul în care ne-am născut sau moștenit prin natura noastră. La Psalmul 51, versetul 5, spune așa: căci în păcat m-a născut mama mea, deci am fost născut în păcat. De ce? Deci nu avea copii înseamnă a fi păcat, ci păcatul care s-a transmis de la Adam. Da? Primul om care a fost creat a fost Adam. Și Adam a fost creat, noi am învățat la Geneza, capitolul 1 la 3, despre creație, așa-i? Și în creație am văzut că Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Să deschidem la Geneza, la capitolul 1 până la 3, pentru că avem mai multe versete care ne spun despre creație.
Deci, la versetul, la capitolul 1, versetul 26, Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Deci, când Dumnezeu a zis să creeze pe om, cum a fost omul? După chipul lui Dumnezeu. Deci, omul a fost în asemănarea lui Dumnezeu. I s-a dat să stăpânească peste tot pământul. Porunca pe care a primit-o omul a fost, la capitolul 2, versetul 17, chiar de la 16, Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Deci, i s-a dat o poruncă. Ce a făcut omul? Ce i-a spus? Că dacă va mânca, la versetul 17 spune, vei muri negreșit. Deci, porunca era foarte clară, că va muri negreșit. Omul a fost creat cu scopul de a avea o părtășie cu Dumnezeu și de a asculta de Dumnezeu. A fost creat ca să aibă o relație corectă față de Dumnezeu, de ascultare, de părtășie. Dar la capitolul 3 cu 6 vedem că omul nu a ascultat. La versetul 6, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, care sunt pașii în păcat. Vezi, îți place, e bun la privit, zice, este de dorit, atât timp doar cât vezi, dar ce a făcut? A luat din rodul lui. A mâncat, a dat bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii și amândoi au văzut că erau goi. Care au fost consecințele? Ce a spus Dumnezeu? Că vor muri. Au murit din punct de vedere ce? Spiritual. Așa a intrat păcatul în lume. Neascultarea lui Adam și Eva a făcut posibil intrarea păcatului în lume. Sunt consecințe ca urmare a neascultării. Am văzut că Satan a fost blestemat, vrășmășie. Am văzut că Adam și Eva s-au întâlnit, când s-au întâlnit, Adam spune: mulțumesc, Doamne, mi-ai dat ce era mai bun, e mulțumit cu partenera lui. Și în momentul în care a păcătuit, ce răspunde la versetul 12? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Dintr-o dată, relația lor s-a schimbat. Deci vedem cum păcatul intrat în lume aduce ce? Vrășmășie, dezbinare și astfel spune David: în păcat m-am născut. Arătând natura care a fost pusă asupra noastră. Și acum să explicăm acest lucru, păcatul care ni s-a impus, la Romani, capitolul 5, pe care noi l-am avut în textul lecției noastre, să vedem ce învățăm la Romani, capitolul 5. Cum păcatul a fost pus pe seama noastră,
datorită poziției pe care o avem în Adam. Deci noi toți ne tragem de la Adam, așa e? Am văzut că neascultarea lor, păcatul lor, s-a transmis. La capitolul 5, versetul 18 și 19 spune așa: astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Neascultarea lui Adam a făcut pe mulți ca să devină păcătoși. Natura aceasta s-a transmis. Hotărârea lui de neascultare a făcut ca păcatul să vină în lume. La versetul 12, tot din Romani, versetul 12 și 13. De aceea, și aici avem comparație, un om, cum printr-un om a venit păcat, moarte, și cum prin omul Hristos, o să vedem ce a venit. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, deci vedem cum prin Adam ni se impune sau s-a transmis. Și prin păcat a intrat și ce? Moartea. Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Deci, printr-un singur om a intrat păcatul în lume și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Păcatul, vedem că prin Adam îl moștenim. Dar am văzut că ne-am născut. De ce ne-am născut în păcat? Prin Adam. Și vedem că păcatul este personal. Următorul punct. Păcat, ce înseamnă păcat? Înseamnă conștient. Știi care este voia lui Dumnezeu, dar o respingi și n-asculți, da? La Romani, capitolul 3, versetul 10 la 12 și versetul 23. La Romani 3 cu 10 spune așa: după cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Versetul 11. Nu este niciunul, deci toți, dar nici unul, fiecare în parte, care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Versetul 12. Toți s-au abătut și au ajuns niște netremniști. Și din nou expresia asta, niciunul. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Prin expresiile acestea, vedem că niciunul n-are ce, prima dată spune, pricepere, nu caută pe Dumnezeu, nu face binele, au ajuns neftremnici, niciunul, au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Vedem la versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Unde duce această stare individuală, personală, în care omul păcătuiește? Este o stare de neascultare sau o trăire în păcat. Deci, da, omul s-a născut, i s-a impus prin că se trage de la Adam, și neascultarea lui a făcut pe mulți ca păcătoși. Dar vedem că este personal, fiecare în parte. Nu face binele și este o trăire continuă în păcat, da? Natura aceasta. Și acum să vorbim
un alt punct la aceasta este starea în păcat. N-am ascultat înseamnă păcat, o stare de păcat, o trăire continuă în păcat, contrar voii lui Dumnezeu. La Efeseni, capitolul 2, morți, noi eram morți în greșalele și în păcatele noastre. La Efeseni ne spune, de fapt, starea omului care trăiește în păcat. Voi erați morți în greșalele și păcatele voastre. Și ca morți în păcatele noastre, era un mod de trăire. Cum era trăirea asta? După mersul lumii, după Domnul puterii văzduhului acestea, Duhul care lucrează acum în fiii neascultării. Deci observați cum eram înainte ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-L mergem prin credință. Eram fiii neascultării. De ce? Pentru că noi nu făceam decât ce vroiam noi. Conform lui Ioan 3:18 spune că deja noi suntem judecați din cauza neascultării. Care este starea acestui om mort? Cum trăiește un om mort? Și noi avem și la Efeseni și avem și la Fapte o trăire în întuneric, o trăire sub puterea Satanei. Am văzut după mersul lumii acesteia, trăiam cum? În întuneric. Deci, ce fel de viață e asta? Trist, da? Sub puterea Satanei. La Romani, capitolul 7, versetul 25, starea aceasta este denumită o stare care trăiește după firea pământească. Pentru că am devenit robi ai firii noastre pământești. La Galateni, capitolul 3, versetul 22, spune că totul era închis sub păcat. La 2 Tesaloniceni, 1, capitolul 1, versetul 8 și versetul 9. Ce meritam noi prin faptul că am ales să fim fii neascultării, să fiecare în parte, ce merită orice păcătos și ce a meritat noi care l-am primit pe Domnul. Versetul 8. Într-o flacără de foc va veni Domnul să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Sub această stare de păcat, morți în păcat, o trăire continuă în păcat, ce să așteptăm? Pedeapsa, așa e? Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Pentru că merităm pedeapsa. Și la Efeseni noi am văzut de ce. Cum era trăirea noastră sau cum sunt foarte mulți oameni și acum care trăiesc cum? În păcat. Ce fel de trăire este mersul lumii, spune, da? Ce fel de trăire e asta după mersul lumii? O trăire de neascultare, așa e?
Deci să deschidem din nou la capitolul 2, versetul 2. Trăiați odinioară după mersul lumii acestea, după puterea văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fii neascultării. Așa eram noi care ne-am întors la Dumnezeu odinioară când trăiam după poftele firii noastre pământești. Când făceam voile firii pământești și a gândurilor noastre, când eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Deci, trăirea aceasta în mersul lumii și în păcat arată că suntem copii ai neascultării și ai mâniei. La Tit, capitolul 1, versetul 5, spune că cei care trăiesc în păcat, mintea, cugetul lor sunt cum? Stricate, necurați, nelegiuiți, în gândire, da? Deci trăirea aceasta se vede că este o trăire în întuneric. Ce faci în întuneric? Vezi ceva? Nu vezi, da? Dar mă crezi că vezi. E o înșelăciune, da? Deci vedem o stare disperată de a scăpa din această decădere a omului, care, dacă continuă așa, ce poate să aștepte decât pedeapsa lui Dumnezeu? Pentru că este vrednic de această pedeapsă, da? Și s-a lăsat condus de păcat. Pavel, când predică Evanghelia la faptele, spune că trebuie să li se deschidă ochii ca să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu. Și numai așa, primindu-L pe Domnul Iisus, să poată să scape de păcat. Deci fapte 26, versetul 18, ne spune care este soluția de a ieși din această stare de păcat, de neascultare. O stare foarte tristă. Cine poate face acest lucru? Dumnezeu ne-a răscumpărat. Ne întoarcem înapoi la Romani, capitolul 3, versetul 24. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Și acum vrem să răspundem la a doua rubrică, care este lucrarea încheiată a lui Hristos. Vedem care e cuvântul aici, ce a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus. În versetul 24, primul, răscumpărare. Deci, Dumnezeu ne-a răscumpărat. Toți au fost păcătoși, am fost cumpărați de sub puterea satanei, dar a trebuit să fie plătită o plată pentru aceasta. Și aici spune răscumpărarea care este prin cine? Fără plată, nu noi am plătit, dar cine a plătit? Iisus Hristos. Ne-a scos din robia noastră și așa cum am citit la fapte, Dumnezeu ne-a deschis ochii și ne-a luat din lumina întunericului de sub puterea satanei și primindu-L pe Domnul Iisus, care a plătit pentru ce? Pentru păcatul nostru am primit răscumpărarea. La versetul 25, Roman, capitolul 3, versetul 25. Pe El, pe cine? Pe Domnul Iisus. Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie prin credință în sângele Lui o jertfă de ispășire
ca să-și arate neprihănirea Lui. Căci trecuse cu vederea, nu că n-avem păcate, dar ce a făcut? Trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a rânduit pe cine? Pe Domnul Iisus, în așa fel că atunci când noi, Dumnezeu ne deschide ochii și credem în sângele Lui, ce să primim? În Roman, ce spune? Ispășire de păcate sau iertarea păcatelor noastre. În ce spune aici? Jertfa de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui care trecuse cu vederea ce? Păcatele dinainte. Dumnezeu în îndelunga Lui răbdare a găsit o cale ca să plătească pentru păcatele noastre. Versetul 26, tot din Roman 3. Pentru ca în vremea de acum să-și arate, din nou observați, El și-a arătat neprihănirea. Este o expresie care se repetă. Neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Ce am primit noi de la Adam? Natura păcătoasă. Ce am primit de la Domnul Iisus? Neprihănirea Lui. Și să socotească pe cel ce crede în Iisus. Ce? Că este neprihănit. Ce lucrare deosebită a făcut Domnul Iisus? Fără faptele legii. Cum ne consideră El neprihăniți? Prin credință. A plătit plata, ne-a răscumpărat, a trecut cu vederea păcatele noastre în îndelunga Lui răbdare, iar acum, zice la versetul 26, în vremea de acum, și-a arătat neprihănirea Lui în așa fel încât cei care cred în Hristos, ce să facă? Să fie socotiți neprihăniți. Ba mai mult, ce a mai făcut Domnul Iisus? Deci am văzut răscumpărarea și procesul răscumpărării. Ispășire și socotit neprihănit. La capitolul 5, pe când eram noi păcătoși, Hristos ce a făcut pentru noi? Ce a făcut Hristos pentru noi? La Romani, capitolul 5. Ce a făcut? De la versetul 8 la versetul 11. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, deci înainte, ce a făcut Hristos? A murit pentru noi. De ce și ce a făcut? Care este următorul lucru care învățăm? Când eram vrășmași, da? Ce a făcut El pentru noi? Cu atât mai mult, acum, când suntem socotiți neprihăniți, prin ce suntem socotiți neprihăniți, am văzut, prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. De ce? Versetul 10. Căci dacă atunci când eram noi vrășmași, am fost ce? Împăcați. Deci ce are loc prin Domnul Iisus? Care-i lucrarea încheiată de Domnul Iisus? Împăcarea. Răscumpărarea, ispășirea prin care ne socotește neprihăniți, n-are în vedere păcatele noastre și aici ce vedem în Roman 5 de la 8 la 11, ne-am păcat cu Dumnezeu pe când eram ce? Vrăjmași. Cum? Prin sângele Lui. Cu atât mai mult, zice, prin moartea Fiului Său, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Ne-a mântuit
prin viața lui. Domnul a schimbat vrășmășia aceasta, dușmănia, dintre noi și cine? Și Dumnezeu. Cum? Prin sângele lui. La Coloseni, capitolul 1, versetul 19 și 20. Deci, Dumnezeu, prin Domnul Iisus și prin sângele lui, ne-a împăcat când, pe când eram încă vrășmași. La Coloseni, capitolul 1, versetul 19 și 20. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. În El cine? În Domnul Iisus. Și să împace totul cu sine, prin cine? Totul cu sine pe cine? Cu Dumnezeu. Prin El, prin cine? Prin Domnul Iisus. Atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Deci, prin împăcarea aceasta s-a făcut ce? Pace. Pace cu Dumnezeu. Ne-a împăcat cu Dumnezeu. Dar, nu numai că ne-a împăcat cu Dumnezeu și Dumnezeu a împăcat totul prin El, cum spune tot ce-i pe pământ și tot ce-i pe ceruri, la Efeseni, capitolul 2, la versetul 11 la 22, din nou ne explică că nu suntem numai împăcați cu Dumnezeu și că Dumnezeu a împăcat totul prin Domnul Iisus Hristos, dar El ne-a împăcat unii cu alții. De aceea, la versetul 11, voi care altădată erați ce? Neamuri. Din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără ce? Fără Hristos, fără drept de cetățenie, străini de legăminte, de făgăduință, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Dar acum, din nou, ce a făcut Domnul Iisus? Care-i lucrarea Domnului Iisus? La versetul 13. În Hristos, voi, care odinioară erați ce? Depărtați. Ați fost ce? Apropiați prin sângele Lui. Deci, prin sângele Domnului Iisus avem împăcare cu Dumnezeu și la Efeseni ne arată că avem împăcare cu cine? Unul cu celălalt, prin sângele Lui. Căci El este ce? Pacea noastră. Care din doi a făcut ce? Unul. Și-a surpat zidul de la mijloc care-i despărțea. Și în trupul Lui a înlăturat. Cine a putut să înlăture vrăjmășia? Când a avut loc vrăjmășia asta? Când s-a întâmplat? Vă aduceți aminte când am învățat despre căderea omului în păcat? Cum Satana și prin neascultarea omului a intrat vrăjmășie între Satana și om și de asemenea între oameni. Această vrăjmășie, cine a înlăturat-o? Cine a devenit pacea noastră? În Domnul Iisus Hristos, prin sângele Lui Hristos. Din cei doi a făcut una. Una dintre neamuri și iudei. În trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei. Și a împăcat pe cei doi. Cu cine a împăcat? La versetul 16, cu Dumnezeu, într-un singur trup. Cum? Prin cruce, prin care a nimicit vrășmășia. Cum am putut noi să primim pace, să ne împăcăm, să nu mai fie vrășmășie? Eram departe și fără pace. Acum suntem aproape și avem
pace. Din străin, Dumnezeu ne-a împăcat prin Iisus Hristos. Și am devenit, spune aici, oameni ai casei. Nu mai suntem oaspeți ai casei la versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni, sfinți, oameni din casa lui Dumnezeu. Dacă înainte eram vrăjmași, vrednici de judecata lui Dumnezeu, eram sub puterea cui? Văzduhului, Satanei. Acum suntem în casa lui Dumnezeu. Suntem fiii lui Dumnezeu. Înainte eram fiii neascultării, da? Acum, 2 Corinteni 5, 18 la 21. Deci, vedem lucrarea minunată pe care a făcut-o Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos și planul lui de mântuire pentru noi, răscumpărare, ispășire, împăcare. La 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 18 la 21. Toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. Care sunt lucrurile acestea? Toate lucrurile astea. Răscumpărarea, ispășirea, împăcarea. Toate lucrurile acestea ne-a împăcat cu El. Cum? Din nou, observați, se repetă. Prin Iisus Hristos. Ba mai mult, ne-a încredințat și nouă slujba împăcării. Că, adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele. Nu că n-aveau păcate. Ce am învățat noi când e vorba la Roman, capitolul 3? Ce a făcut? A trecut cu vederea, da? Ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși, împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos. Ce să faceți? Ce dorim noi, cei care am primit împăcarea? Ce spune Pavel către Corint? Acum înțelegeți că noi, cei care suntem copiii lui Dumnezeu, o făptură nouă, nu mai suntem în Adam, suntem în cine? În Hristos. Acum Dumnezeu a trecut cu vederea păcatele noastre și de acum se arată neprihănirea Lui în noi. Și ce s-a întâmplat? Ne-am păcat cu Dumnezeu și noi avem o chemare ca să chemăm pe oameni să vină la cine? La Dumnezeu. Și în numele cui? Mântuirea este prin Iisus Hristos. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Versetul 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi. Care este lucrarea Domnului Iisus pentru noi? Pe când eram noi vrășmași, El a luat păcatul nostru asupra noastră și prin cruce ne-am păcat cu Dumnezeu. Ca acum noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. În cine? În El. În Iisus Hristos. Nu numai că vedem că dintr-o stare de cădere, din fia neascultării, Dumnezeu, pe când eram noi cum? Vrăjmași, ne-am păcat cu Dumnezeu. Acum ne-a încredințat slujba împăcării. Care este concluzia lecției noastre? Și
vrem să înțelegem, pentru că este o lecție atât de importantă. Omul a devenit păcătos prin neascultarea lui Adam și natura lui păcătoasă a făcut ca să trăiască în întuneric, sub puterea satanei, dar Dumnezeu a pregătit o cale, o cale de a-l scoate pe om din această stare, cum? De răscumpărare, ispășire, justificare și împăcare. Această lucrare a fost făcută prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astfel, El ne declară sfinți, socotiți, neprihăniți. Cine face lucrarea de sfințenie? Cum putem noi să continuăm așa? Dacă înainte trăiam ca niște fii ai neascultării, în păcat, trăiam în păcat, cum continuăm acum să trăim viața noastră? El ne declară sfinți să trăim ca niște sfinți. Aplicare. La ce am fost noi chemați? Am văzut că El ne-a împăcat cu Dumnezeu și acum ne-a dat o slujbă. Care e slujba asta noastră? Slujba împăcării cu Dumnezeu. Cei care au experimentat împăcarea cu Dumnezeu sunt chemați să vestească și altora această veste bună. Înțelegi tu ce a făcut Domnul Iisus pentru tine? Ca să devii copilul lui Dumnezeu, sfânt, socotit neprihănit de El. Care este soluția lui Dumnezeu privitoare la omul păcătos? Nu este o altă cale decât prin Iisus Hristos. Ce faci cu Evanghelia, mesajul împăcării? Îl dai mai departe. De ce este important să înțelegi doctrina omului păcătos? Ca să recunoști că ești un păcătos. Nu poți deveni sfânt dacă nu recunoști că ești un păcătos. Să vezi nevoia disperată de Dumnezeu. De ce este importantă doctrina lucrării Domnului nostru Iisus Hristos? Răscumpărarea, ispășirea, justificarea și împăcarea. Vedem o dependență totală de Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Care este înclinarea omului? Ce vrea omul să facă? El, starea de păcat, știm că el tot vrea să facă ce vrea el, în firea lui pământească. Când ne întoarcem la Hristos, când ne împăcăm cu El prin credință, credem în Domnul Iisus Hristos, căpătăm împăcarea. Ce vrea El să facem acum? Să trăim în dependență de El. Putem noi să trăim viața omului sfânt fără puterea lui Dumnezeu? Ne-am putut noi scăpa prin puterile noastre, oricare ar fi ele, faptele bune, legile sau eu știu. Nu, am văzut că mântuirea, împăcarea, iertarea, toate sunt prin cine? Prin Domnul nostru Iisus Hristos. Salvarea noastră, mântuirea noastră este prin Dumnezeu, prin Domnul Iisus și trăirea după mântuire este tot prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cum am auzit vestea bună? Ce am făcut noi în timpul acesta? Am văzut ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura. Și astfel, cunoștința acestui adevăr ne-a arătat calea mântuirii. Ce trebuie să facem în continuare? Care trebuie să fie ghidul nostru? Cuvântul lui Dumnezeu ne va arăta
cum să continuăm viața de sfinți, de credincioși. Avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu, de prezența Domnului Iisus în viața noastră și de cuvântul lui care să ne arate zilnic cum să trăim. Ce Dumnezeu minunat! Pe când eram vrășmași, a avut un plan pentru mine și pentru tine. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru planul lui ce minunat, care dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să aibă viață veșnică. Acest lucru este posibil prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pe cruce și prin cruce, prin credința în El, suntem împăcați cu Dumnezeu și vrăjmășia între oameni. Ea este o împăcare. De ce? Tot El ne face acest lucru posibil. Din doi să fie unul. Dorești tu această împăcare? Vino la El prin credință.